Cine e Darie? Darie e un autor de poeme, Darie e un autor de teatru, Darie e un om care încearcă să se exprime prin acest fel, nu știu, mai degrabă social decât pur livresc. Partea recentă. După moarte, mult după moarte, sufletul meu neliniștit va veni pe pământ să se caute, să se regăsească, să iasă din sine și să se arate. Va proba din toate tobele pielea, va proba carne din măcelării și se va convinge că nu e a lui. Va căuta pe străzi pansamentele smulse cu iov tot, se va privi într-o tavă de cantină studențească și va urla că nu înțelege cum se poate într-un om să se certe două părți de stomac și el de aceea să se creadă un cuplu. Dar e un om care încearcă și merge mai departe prin poezie cu toate riscurile care decurg din acest drum, dornic chiar să se împiedice de cât mai multe, pentru că aceste piedici să-l facă să scrie cât mai bine ciupercile. Pe cotul meu, de la un timp, au început să crească ciupercile religii. Orice burete m-ar fi convertit, oricine ar fi renunțat la tactica otrăvirii și numai bănuind că nu cu ea se scrie. Sângele verde va învăța tot mai devreme să îl ucidă cerneala, ciuperci de ocupație ne vor intra în guri. Bureții ne vor absorbi cuvintele și în locul lor se vor descărca de fapte. Cine e ploaia? Cine e ploaia? La toate acestea ne vom întreba trăgând norii din dicționar cu cleștele și să nu sângereze ocupând cu limba locul rămas. Mă ajută facultatea, dar mă ajută conex. În primul rând mă ajut eu, prin facultate, mai mult decât mă ajută ea prin sine însăși. Pentru că, știți cum, orice facultate, orice instituție e un bufet suedez. Nu ține de foame un bufet suedez, ci doar dacă știi tu cum să combini acele mâncăruri și cum să faci să-ți fie foame la lungă distanță după ce te-ai hrănit de acolo. Ai mei. Le vin alor mei acasă, exact ca salariul lunar. Maica mea muncește pentru mine, taica mea muncește pentru mine. Când vin de la București, le aduc câte un săpun să mă spele de ei și îi găsesc bând apă minerală. În fiecare bulă a ei citesc ce mi-ar spune și tac. Aș fi ipocrit să spun că scriu pentru cititor în primul rând sau pentru altcineva. Nu, în primul rând scriu pentru mine. Și apoi, bineînțeles că am și bucuria ca ele, textele mele, de orice nivel ar fi ele, proză, poezie, teatru, să ajungă la cititor, adagio. E o mare șansă să ne scoatem credințele cum cai aburii și fără să fim picturali, ci ca o cizmă flămânzi de metafizică hohotitoare. Cât ține proza cărnii, trecem poezia morții. Cât ține absurdul, ne rabdă cei ce ne cern prin cearșaf. Se reține toată sarea și de aceea e alb. Cineva sub noi investește în ploaie. Există o bursă de plâns înainte de plâns. De la falimentul tuturor lucrurilor ni se trage. Orice glonț tras în cineva are în el o mică targă de cărat înapoi, ce din praful său negru de pușcă se credea căruntețe coaptă. Uneori glonțul se oprește și, din inerție, unii sunt împușcați numai cu targă. Poezia e în continuare vie. Nu e o artă moartă sau o artă care nu mă interesează pe foarte mulți. Nu, nici... E natura umană, n-are cum să nu intereseze. Toate lucrurile mă interesează, toate mă inspiră. De fapt, eu sunt victima inspirației mele, nu sunt cel care excelează în inspirația sa. Eu sunt doar o victimă și un vâslaj nebun și uneori cu minte al propriei sale inspirații. Nu sunt capitanul ei. Există numai o singură lege. Omul nu are voie să facă mai mult praf decât sfoara de care ar fi să moară. Praful de om trebuie să fie egal cu praful de sfoară. Când ți-ai depășit moartea, e deja grav. Când ți-ai depășit moartea în praf, se cheamă că ești drum. N-aș putea spune că am un model integral.
Îmi plac mulți scriitori, îmi plac mulți oameni de artă, dar nu am niciun model exact pe care să-l îmbrățișez 100%. Nu cred în model. Eu îmi sunt modelul, dar îmi sunt modelul pur și simplu în descoperirea mea. Am avut cândva finețe, îți găseam un nai în orice parte a corpului, în orice cută de piele. Ești capătul arătătorului tuturor acum și cum cu unghia se lovesc de tine, exactă, ațambal suni și aproape orice apropiere de centru cade în aparențe. În partea aceea a Bucureștilor, unde încă mai sunt cișmele din anii 60, unde încă se bea din pumn o apă de etnie bizantină. Pentru unii contează și unora le dictează drumul, mie nu. Deloc. Nici premiile, nici critica. Ele sunt, știu, am înțeles de la început, că ele sunt conexe. Ele sunt lucruri pur marginale care nu te fac nici mai bun, pot eventual să te îndrepte, dar în mică măsură. Destinul n-au cum să ți-l corecteze, n-au cum să ți-l facă mai bun dacă nu e.